Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am găsit. Ce faci atunci când se desecretizează un dosar foarte important, și anume cel al evenimentelor din 10 august 2018, iar firele trimit către toți oamenii tăi din guvern și chiar către legături externe, către un comandament paralel politic al operațiunii? Ei bine, te victimizezi, așa cum a făcut Viorica Dăncilă, fost premier în această seară, spunând că de fapt se încearcă trimiterea ei în judecată, un asalt al politicienilor prin intermediul procurorilor la adresa sa. O să vedeți, a ajuns să se considere pe aceeași palier al victimizării cu Victor Ponta și cu Dan Barna, alminteri doi dintre inamicii politici ai domniei sale. O să vorbim despre toate astea imediat. Anunțul de secretizării raportului privind evenimentele din 10 august și predarea acestuia celor de la DIICOT ne readuce în memorie atacul forțelor de ordine aflate la acea vreme sub conducerea lui Carmen Dan asupra protestatarilor din Piața Victoriei, și ni se aduc din nou în fața ochilor momentele în care jandarmii nu doar că nu au încercat să potolească spiritele, deși puteau fi văzuți huliganii cu ochiul liber în mulțime, ci au făcut totul pentru ca violențele să escaladeze, astfel încât acțiunea represivă să aibă acoperire. Dimineața zilei de 10 august 2018 nu anunța nimic ieșit din comun, cel puțin pentru ochii unui om obișnuit. În Piața Victoriei se pregătea un alt protest față de guvernul condus de Dăncilă. Pe măsură ce orele treceau, în piață se aduna tot mai multă lume, iar dincolo de gardul Palatului Victoria se făcea un schimb de ștafetă. Carmen Dan, chemată din concediu chiar de Liviu Dragnea, spun unele surse, prelua coordonarea forțelor de ordine. Parcă a fost un semn de începere a violențelor. Iar în jurul orei 16, ceea ce așteptau forțele s-a produs. Ca la un semn, mai mulți huligani, apăruți de nicăieri, s-au desprins din mulțime și au forțat gardurile puse de jandarmi. A fost și momentul care le-a dat apă la moară jandarmilor. Gazele lacrimogene și loviturile au început să curgă peste protestatari. Timpul a continuat să treacă, iar atacurile forțelor de ordine asupra protestatarilor s-au înmulțit. Iar odată cu lăsarea serii, violențele au devenit extreme. La adăpostul Întunericului, pe jandarmi nu i-a mai oprit nimic. Au gazat și au lovit oameni fără apărare după bunul plac. Tunul cu apă și-a făcut și el treaba. Apoi jandarmii au anunțat că vor interveni în forță pentru evacuarea Piaței Victoriei. Au dat asaltul final, înarmați cu grenade lacrimogene și tunuri cu apă. Iar pentru a-și acoperi atacurile, au creat și o diversiune. Și-au sacrificat o colegă pe care au lăsat-o în mijlocul huliganilor infiltrați printre protestatari. Însă tot protestatarii au scos-o din mâinile huliganilor. Protestatarii au început să fugă, dar jandarmii au fugit după ei pe toate străzile din jurul pieței și pur și simplu i-au măcelărit pe cei pe care i-au prins. Huliganii, suporterii echipelor de fotbal despre care jandarmii au anunțat că au pătruns în piață abia la ora 21, deși ei au putut fi văzuți încă de la amiază printre protestatari, și-au văzut în continuare de treabă fără să-i deranjeze nimeni. Discutăm cu Ramona Ursu, jurnalist Newsweek România. Bună seara! Raportul a fost desecretizat. Ministrul de Interne ne spune că totuși conținutul va rămâne secret până la finalizarea acestei anchete. Cu toate acestea, desecretizarea a adus o grămadă de informații în spațiul public, prin surse de presă, iar una din concluziile acestui raport este așa. Pe lângă faptul că ministrul de Interne, Carmen Dan, a preluat de la prânz încolo controlul acestei operațiuni, și faptul că informații despre desfășurarea acestei operațiuni ajungeau
în afara structurilor ministerului, și anume la oameni politici, mai concret spus la Liviu Dragnea și la anturajul acestuia aflat în altă parte, evident, nu în Ministerul de Interne. Bine, noi acum aflăm pe surse, că deocamdată nimic oficial, ceea ce bănuiam și la acea dată. Adică trebuia să fim foarte naivi să credem că Liviu Dragnea chiar nu știa ce se întâmplă în Ministerul de Interne sau de ce s-ar fi întors Carmen Dan din concediu, dacă tot pe casă în concediu atunci, în perioada aia, și s-a întors. Ea a recunoscut că era în minister la momentul 10 august. Deci cumva noi aflăm acum niște detalii pe care le bănuiam. Vom vedea dacă se vor confirma până la final, adică în momentul în care chiar vom avea acces la ce spune acel document desecretizat astăzi și care a ajuns la DICOT. Am văzut pe de-o parte că procurorii DICOT au negat informația acum că Liviu Dragnea ar fi ținut legătura și cu șefii galeriilor sau, mă rog, celor care au incitat sau au provocat scandal în piață, dar într-adevăr informațiile că ar fi primit tot felul de date de la diversi angajați ai Ministerului de Interne, da, cred că sunt reale, nu aveam niciun dubiu de fapt că nu sunt și cel puțin cei care au fost în Piața Victoriei sau cei care am fost în Piața Victoriei la momentul ăla, știm foarte clar că lucrurile au scăpat de sub control la un moment dat și chiar după orele prânzului, total nejustificat, s-au produs acele violențe inexplicabile, nici vorbă ca jandarmeria să aplaneze lucrurile, erau situații punctuale care se au face, adică era vorba despre câțiva incitatori, puteau fi scoși foarte bine dintre protestatari, marea majoritate erau pașnici, dar jandarmeria a procedat după cum bine știm, cu o violență foarte mare. Deci mi-e foarte clar că lucrurile nu au scăpat de sub control așa pur și simplu, ci că au fost. E foarte important că oamenii aceștia nu au dorit ca publicul și chiar și instituții ale statului să afle ce se întâmpla în timpul coordonării acestei operațiuni. Adică am avut această secretizare a acestui document ca noi să nu știm ce se întâmpla în spate. Poate că o parte din informațiile pe care noi le avem pe surse acum nu se vor proba până la capăt. Poate că implicarea lui Liviu Dragnea va fi una de genul vroia să fie informat și nu a dat ordine directe. Poate că, nu știu, Carmen Dan n-a spus textual rupeți-i în bătaie, ci a spus acționați conform cine știe cărui articol din regulamentul nostru sau mai știu eu ce. Ce e important, mi se pare însă, Ramona Ursu, e că oamenii ăștia n-au vrut niciun pic de transparență într-un an și jumătate aproape legat de ce s-a întâmplat în reprimarea acestei demonstrații. Păi ei nu au vrut pentru că ei știu foarte bine ce au făcut. Chiar dacă doamna Carmen Dan a fost în concediu și s-ar putea să vină cu acea explicație că chiar dacă am spus ceva, eu totuși eram în concediu, eu nu am dat ordine directe, eu nu am spus să-i rupeți în bătaie și mai departe. Dar totuși ea a fost acolo, subordonații din Ministerul de Interne, ea era totuși ministru, subordonații se raportau la un ministru. Și faptul că ei au ascuns aceste date nu a fost, așa cum a spus doamna Carmen Dan, pentru că instituțiile s-au opus și pentru că erau chestiuni secrete. Așa, asta era explicația. O să te întrerup o secundă pentru că ne așteaptă să intre în legătură cu noi domnul ministru de interne, Marcel Vela. Bună seara, domnul ministru, ne auzim? Bună seara, ne auzim foarte bine, dumneavoastră. Mulțumesc și tuturor telespectatorilor care vă urmăresc acum. Ați intrat în legătură cu noi, cred că avem și o mică întârziere în sunet, pentru că sunteți la un eveniment și ne alocați câteva minute și vă mulțumesc pentru asta. Astă seară, cu foarte puțin timp în urmă, fostul premier Viorica Dăncilă a spus că raportul ăsta nu a fost desecretizat, că mai rămăsese o 10-15% din el de desecretizat, a apreciat domnia sa, și că nu înțelege de fapt ce a făcut guvernul actual față de ce făcuse guvernul domniei sale în desecretizarea acestui raport. Puteți să ne explicați diferența? De ce doamna Dăncilă nu vede nicio diferență între ce a desecretizat domnia ei și ce s-a întâmplat acum? Îmi puneți o întrebare foarte dificilă să mă pronunț cu privire la ce înțelege sau nu înțelege doamna Dăncilă. Întrebarea e de natură tehnică mai degrabă. Doamna Dăncilă susține că, de fapt, nu înțelege ce mare desecretizare a fost, câtă vreme și ea ar fi făcut același lucru. Iar eu o să vă rog pe dumneavoastră să ne spuneți dacă e adevărată afirmația.
Nu este adevărată afirmația. Tocmai acel procent de 10-15% poate fi esența acestui raport. Și a doua observație este vorba de faptul că există un proces penal adicot, o chestiune de anchetă penală în derulare. Da. Eu vă aud cu ecou și să știți că am o defazare de sunet. I-am avertizat pe telespectatori că există un mic decalaj de sunet. Bun. Da. Ancheta penală de la DICOT poate folosi raportul, dar nu-l poate face public în rechizitoriu, iar în cadrul procesului la tribunal, dacă ar fi fost secretizat, dumneavoastră, jurnaliștii și toți românii, victimele din 10 august, n-ar fi putut cunoaște detaliile acestui raport. Desecretizarea în sine, ca procedeu, facilitează ancheta penală, dar în mod esențial facilitează accesul publicului la datele din acest raport. Bun. Și fostul ministru de interne, Carmen Dan, a avut o replică în seara asta în care zice așa: mă întreb cum odată unele instituții n-au fost de acord și odată au fost de acord cu această desecretizare. N-a spus ce instituții au refuzat să-și dea avizul pentru desecretizare și zice așa: pentru mine e o mirare că domnul Vela a obținut avizul atât de repede. Ce ați făcut dumneavoastră, domnule Vela, de ați obținut avizul atât de repede, cum zice Carmen Dan, că ea n-a fost în stare atâta vreme să obțină avizul ăsta? Eu am promis că voi desecretiza acest raport. În programul de guvernare există ca măsură desecretizarea. Domnul premier Ludovic Orban a promis desecretizarea și eu n-am făcut nimic special. Doar am depus toate eforturile ca să primesc aceste avize. Iată, în câteva zile, după primul tur al alegerilor, când mi-am dedicat activitatea pentru desecretizare, am dat un ordin, am făcut o comisie, comisia a analizat, am solicitat instituțiilor în cauză avizul pentru desecretizare. Ultimul aviz l-am primit în această dimineață la ora 8:30. După ora 9, el a fost desecretizat, l-am trimis la DICOT, la ora 11 am anunțat românii că raportul este desecretizat. Nu am făcut minuni, am făcut ceea ce trebuia să facă și domnul Fifor și doamna Carmen Dan. Deci eu am reușit și dânsii nu, dintr-un motiv foarte simplu, cred. Dânsii sunt acum în opoziție și Parlamentul României a investit un nou guvern cu miniștri capabili, cu un premier care se ține de promisiuni, ca să fiu mai scurt, cu miniștri normali și un guvern normal. Domnule ministru, bună seara, Ramona Ursu, sunt de la Newsweek România. Aș vrea să vă întreb, știu că nu ne puteți da foarte multe informații referitoare la ce conține acest document în acest moment, dar putem să avem bănuieli rezonabile, cel puțin, că informații privitoare la ordine care s-au dat atunci din Ministerul de Interne ajungeau la oameni politici în acea zi de 10 august 2018, aflați la putere, nu neapărat la Liviu Dragnea, dar nu doar la Liviu Dragnea. Dacă ieșeau în afara pereților Ministerului de Interne acele ordine. Nu pot să dau detalii din raport, dar vă spun că puteți avea bănuieri rezonabile cu privire la acest aspect. Mulțumesc. Pe de altă parte, domnule ministru, în aceeași logică enunțată de Ramona Ursu, putem avea și bănuieli rezonabile că se ținea legătura cu membrii ai galeriilor într-o formă sau alta, poate nu neapărat pentru a li se da ordine, dar pentru a exista un asemenea contact? Ca să nu intrăm în foarte multe detalii, eu zic că să ne oprim aici cu bănuielile și să așteptăm publicarea lui în mod oficial de către DICOT și în procesul penal veți avea acces la toate detaliile, dar ce pot să vă spun eu, că vor fi multe surprize. Bun, am înțeles foarte bine că nu puteți să dați și nu doriți să dați detalii și respectăm logica asta, dar nu pot să nu vă întreb: acuzația de tentativă de lovitură de stat invocată de ministrul de interne, de premierul de atunci, Viorica Dăncilă,
se probează în vreun fel în urma acestui raport? Există un minim element care să probeze acest discurs din spațiul public al doamnelor respective? Cu tot dragul, ați văzut, am deschidere față de presă, oricând intru în direct, dau detalii, dar cred că toate aceste răspunsuri țin de competența procurorului de caz. Bun, o să vă întreb ceva care nu are legătură neapărat cu raportul, are legătură însă cu seara respectivă. Au fost comunicatori a instituției și a instituțiilor subordonate Ministerului de Interne care au avut derapaje grave în seara respectivă. Au anunțat accidente, persoane din rândul jandarmeriei care aproape că ne-au făcut să credem că au fost omorâte de demonstranți și așa mai departe. Acești oameni vor răspunde în vreun fel? Mai lucrează în Ministerul de Interne? Vreau să vă spun că anchetele administrative în cadrul Ministerului, dacă în 6 luni n-au primit o rezoluție, ele se prescriu. Voi face o analiză imediat după turul 2 al alegerilor prezidențiale cu privire la derularea anchetelor administrative, cine le-a blocat sau cine nu le-a demarat, sau în cel mai grav lucru sau cea mai gravă situație, cine nu a luat măsuri atunci când a constatat că sunt fapte reprobabile, fapte incorrecte, să nu spun chiar penale, ale unor angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Adică încercăm să ne lămurim până la urmă și e ultima întrebare, dacă a existat vreo amenințare rezonabilă, cât de mică, la adresa instituțiilor statului atunci, din partea demonstranților? Nu. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru toate lămuririle, atâtea câte pot fi date în acest moment. Avem în continuare aceste suspiciuni rezonabile și avem în continuare de probat acuzațiile astea, Ramona Ursu, pentru că doamna Dăncilă e în campanie electorală de o bună bucată de vreme și va mai fi. Și n-am auzit încă nici măcar o explicație sau niște scuze pentru declarațiile făcute atunci. Din punctul de vedere al domniei sale, situația e fix aceeași. Ea crede că a fost, sau susține în spațiu public, a fost o tentativă de lovitură de stat. Că oamenii vreau să intre în guvern, să dea jos guvernul. Păi doamna Dăncilă nici nu poate să spună altceva, pentru că în afară de faptul că ne-a spus nouă, ne-a tot repetat aici în România acest discurs, dumneavoastră a susținut și în Parlamentul European, dacă le aducem bine aminte, tocmai anul trecut, fix același lucru. Adică a umplut planeta cu teoria asta. Asta este ceea ce ea a spus tuturor, exact. Tuturor liderilor lumii, ea s-a dus și le-a spus că în România a existat o tentativă de lovitură de stat, că bieții jandarmi au fost bătuți, că meritam să fim și noi bătuți în Piața Victoriei și gazați, că nu s-a întâmplat nimic extraordinar din punctul de vedere al apărării drepturilor omului, iată cum au fost încălcate atunci, ci din contră, că chiar așa trebuia să acționeze. Deci ei nu are cum să vină acum cu un altfel de discurs. Am văzut că astăzi a spus că, sigur, vor și jandarmii care au greșit, mai nuanțează puțin, vor trebui să răspundă, la fel și protestatarii care au fost violenți. Dacă noi nu vorbim despre protestatari care au fost violenți, vorbim despre niște grupuri de huligani care au venit în Piața Victoriei atunci, au fost violenți și pe care jandarmii, care aveau responsabilitatea să-i scoată din rândul protestatarilor, manifestanților, nu au făcut-o. Deci doamna Dăncilă, repet, nu are cum să se contrazică, mai ales acum în campanie electorală, pentru că nu ar face decât să-și dea foc propriului discurs pe care tot l-a propagat în ultimul an și ceva. Pe de altă parte, mi se pare extraordinar de mare nerușinarea în cazul doamnei Dăncilă. Adică ai fost totuși la conducerea acelui guvern care, sub care s-a întâmplat nenorocirea 10 august, care s-a întâmplat acele abuzuri. Ai avut ministru de interne despre care iată aflăm niște detalii. Cel puțin faptul că putem avea niște bănuiele rezonabile, totuși e important. Chiar să nu, cum să spun, să nu, măcar să taci. Nu o roagă nimeni pe doamna Dăncilă să meargă mai departe cu discursul ăsta agresiv pe care îl are referitor la tema 10 august. Dar cred că, cel puțin din bun simț, dacă tot solicită niște dezbateri transparente și să vină alții și să stea de vorbă cu ea, cred că ar trebui să dea un pic dovadă de, măcar pe ultima 100 de metri, de bun simț. De bun simț față de cetățeni, pentru că cetățenii, noi nu suntem proști. Adică noi știm ce s-a întâmplat la 10 august și vom afla într-un final și pe acte ce s-a întâmplat
acolo. Nu știu dacă vor răspunde sau nu vinovații, pentru că țara asta este plină de surprize. Dar cel puțin adevărul cred că vom afla pe niște documente. Vă propun să revedem două reacții, una de atunci, una de acum, care au legătură cu ce s-a întâmplat. În lumina acestui raport aflăm că Liviu Dragnea ar fi fost informat pas cu pas despre ce se întâmplă în operațiunea asta de reprimare a protestului din Piața Victoriei. Conform acestor surse de presă, subsecretarul de stat din Ministerul de Interne, Mihai Valeriu, făcea naveta pe motocicletă între Piața Victoriei și MAI. Ar fi ajuns informațiile inclusiv la Liviu Dragnea prin Adrian Mlădinoiu, fost secretar de stat în Secretariatul General al Guvernului. Cum ziceam, o să-l vedem în câteva clipe pe Liviu Dragnea atunci, când el era la o petrecere la Scroviștea, câteva zile mai târziu, spunând că și-ar fi dorit să fie informat, că n-a avut habar despre ce se întâmplă acolo, dar că și lui se părea evident că a fost o tentativă de răsturnare a Guvernului. Poate are responsabilitatea pentru modul în care au reacționat forțele de ordine pe 10 august? Eu nu știu care sunt regulamentele atunci și nu știu cine a coordonat. Sunteți președintele Camerei Deputaților, era normal să fiți informat. Mi-aș fi dorit. Jandarmeria, în opinia mea, a acționat legal și conform regulamentelor lor pe care le au, în condițiile în care acolo au fost niște violențe destul de mari. E Liviu Dragnea în septembrie, imediat după, la o lună aproape după meeting, în momentul în care se pusese în mișcare cercetarea, pentru că veneau pe bandă rulantă sute de plângeri din partea celor agresați în Piața Victoriei. Da, Liviu Dragnea știa de asemenea ce s-a întâmplat acolo, pentru că oamenii puși de el direct în Ministerul de Interne, respectiv doamna Carmen Dan, cu siguranță îi raporta sau făcea ce trebuia să facă astfel încât să provoace acele violențe. Ce putea să spună Liviu Dragnea? Putea să vină să spună că nu s-au întâmplat violențe și că manifestanții s-au comportat frumos și că a fost agresiv ministrul de interne sau trupele jandarmeriei? Nu. De la el, de fapt, a pornit această teorie. Da, dacă informațiile astea se confirmă, potrivit surselor, că existau niște informări trimise lui în calitate de președinte al PSD, chiar dacă n-avea nicio... Bănuiele rezonabile a spus un actual ministru că putem avea. Asta zic. Atunci, de fapt, e o minciună fără să clipească. Nu faptul că nu știa sau că dorea să fie și el... Liviu Dragnea a mințit în fața magistraților, în propriul lui dosar penal. În fața jurnaliștilor era o minciună repetată. Adică nu exista aproape declarația lui Liviu Dragnea pe care să nu pui sub semnul întrebării, care să nu sfiteze cu totul realitatea. Hai să vedem ce spune Viorica Dăncilă acum, în seara asta, legată de dosarul ăsta, pentru că încearcă să ne convingă că procurorii DIICOT, de fapt, nu o să afle nimic din dosarul desecretizat astăzi de ministrul de interne. Raportul a fost desecretizat în proporție de 90% în timpul mandatului domnului Fifor. A început din timpul mandatului doamnei Carmen Dan. Deci mai era o mică parte. Atunci noi am spus că nu putem să facem public acest raport pentru că este partea unei anchete a DIICOT. Nu am ce să le spun anchetatorilor legat de 10 august. Am fost informată de acțiunile de pe 10 august. În perioada respectivă eram în concediu. Numele meu nu va apare în acest dosar pentru că nu am niciun amestec în acest dosar. Așa pot apărea foarte multe informații. Am văzut că și pe mine vor să mă amestece. De fapt, eu cred că ținta principală, că a apărut acum 10 august, chiar cu o săptămână înainte de alegeri, este contracandidatul pe care vor să-l cheme în fața procurorilor. Dar, din păcate, nu au ce să-mi reproșeze și, așa cum am spus, nu am nimic de ascuns. Ce mai bun abia urmează. O să vedeți în doar câteva secunde ce mai spune Viorica Dăncilă despre situația de astăzi cu desecretizarea dosarului. Până atunci însă, Ramona Ursu, avem motive să credem că Viorica Dăncilă nu era informată în calitate de premier, chiar dacă era ocolită, să zicem, bypassată, cum se spune, de la decizii, dar măcar formal, până la urmă, că nu i-a aterizat pe masă un raport despre ce s-a întâmplat acolo? Mie mi-e foarte greu să cred așa ceva. De fapt, nu cred așa ceva, nu că mi-e foarte greu să cred. Trebuie să revenim cumva la realitate. Adică să nu ne mai imaginăm că oamenii ăștia au avut vreun moment de bună credință. Nu, ei au fost un grup
organizat de politicieni, respectiv infractori, care au ajuns în niște funcții ale statului. Aveau, până în momentul în care Liviu Dragnea a intrat în pușcărie, aveau o agendă foarte clară, inclusiv doamna Dăncilă, inclusiv ministrul de interne, anume ca Liviu Dragnea să fie scăpat de pușcărie. Știm cu toții acel lucru. De aici au pornit fiecare și la fiecare moment al acestei guvernări s-au întâmplat niște lucruri care erau făcute așa cum spunea Liviu Dragnea. Niciun moment nu au crăcnit nimeni cât Liviu Dragnea a fost încă la putere până în momentul în care el a intrat de fapt pe ușa pușcăriei. Nimeni nu s-a delimitat de ei. Au mai fost așa mici suspine în spatele cortinei, dar cu toții au știut exact ce fac. Nu avem cum să ne imaginăm că premierul României nu se uita cel puțin la televizor și nu întreba sau nu primea informații despre ce se întâmplă acolo, în Piața Victoriei. Adică era acolo, se scandalizase deja ambasadele, președintele României, 100 și ceva de mii de oameni. Erau cetățeni străini. Cetățeni străini bătuți, erau ceva aminte, exact, da. Luați dintr-un taxi, bătuți. Deci toată Europa era cu ochii spre noi, Statele Unite la fel. Toată lumea știe ce se întâmplă. Dacă Viorica Dăncilă vine cu acest discurs în care se spune că eu, de fapt, eram în concediu, iată, am fost, nu știu, 4 zile în vacanță și numele meu nu are cum să fie, poate că nu este responsabilă de ceva pe baza legii, dar că nu știa sau că nu îi se transmiteau informații, asta e exclus. Adică eu nu merg. Sau că n-a avut această preocupare de a merge mai departe în aflarea unor lucruri. Adică ea a îmbrățișat această teorie. Bun, nici nu era aici și a îmbrățișat teoria cu lovitura de stat. N-a ținut să investigheze. A îmbrățișat-o și a susținut-o cu ardoare. Să ne aducem aminte de acel discurs din Parlamentul European, în care s-a dus și a spus că eu nu am venit aici să-mi cer scuze, că eu am venit să spun ce s-a întâmplat în România. Pur și simplu a sfidat toată realitatea de aici. S-a dus acolo cu o minciună gogonată care se propaga și aici pe canalele, posturile controlate politic de PSD și același lucru a spus Viorica Dăncilă acolo. Deci, acum, nu știu ce ar putea să ne spună, dar nu are cum să se contrazică, pentru că, de fapt, ea până, uite, te-ați până astăzi când s-a desecretizat acest document, ea, chiar cu după plecarea lui Carmen Dan din guvern, Viorica Dăncilă nu a făcut nimic pentru desecretizarea acestui document. De ce? Pentru că știe că în acel grup al lor organizat de politicieni infractori, au făcut cu toții, cred că niște ilegalități. Ba mai mult, în seara asta, Viorica Dăncilă s-a victimizat electoral în legătură cu acest dosar. Se așează singură, nu o să credeți probabil, lângă Victor Ponta și Dan Barna, alminteri inamici politice ai domniei sale, care, zice ea, au fost șantajați în același fel cu dosare penale, cum ar fi chiar ea șantajată acum, chiar în timpul campaniilor electorale. Unul în 2014, evident, altul acum. L-am văzut cu toții pe Rareș Bogdan, portavocea președintelui Iohannis, amenințându-mă cu procurorii. Citez. Dăncilă să se pregătească de o dezbatere cu procurorii. Ce să înțeleg? Pentru că am îndrăznit să-l chem pe președintele Iohannis la o dezbatere în fața românilor, sunt amenințată cu procurorii și cu dosare? Ca așa cum i s-a întâmplat lui Victor Ponta când a candidat în 2014 împotriva lui Klaus Iohannis și așa cum i s-a întâmplat lui Dan Barna, care spera să ajungă în turul 2 și a avut dosar penal, același lucru trebuie să îi se întâmple și lui Viorica Dăncilă? Da, lăsăm la o parte această gafă gramaticală care mâine probabil că o să ajungă iară lui Viorica Dăncilă. Apropo de faptul că doamna Dăncilă, asta așa ca o paranteză amuzantă, tot insistă că e femeie, feminizează tot, dar când e să facă acordul Viorica-i Dăncilă, nu îi reușește, e tot masculinizează problema lui Viorica Dăncilă. Situația însă e mult mai gravă decât amuzamentul ăsta. Și anume că doamna Dăncilă se crede persecutată politic, nici mai mult, nici mai puțin, de președintele Iohannis și de PNL, prin intermediul procurorilor. Ce să vezi, i-a descoperit în rândul victimelor, pe același palier cu domnia sa, pe Victor Ponta, pe care acum câteva zile doar l-a acuzat de trădare, de micime, de
toate felurile îl făcea, și pe Dan Barna, cu care a luptat în toată această campanie electorală, nu contracandidat. Da, e un discurs tipic de politician aflat în campanie electorală. Doamna Dăncilă acum încearcă să rezoneze cumva cu tot electoratul pe care ar putea să-l atragă, mergând inclusiv pe taberele, iată, ale lui Dan Barna, unde mă îndoiesc sincer că are vreo șansă, și Victor Ponta. Aluzia era la dosarul iscat în urma anchetei de presă Rise Project, legată de Dan Barna și prestația lui cu fonduri europene de acum niște ani de zile. Iar la Ponta, aluzia e la ce? La momentul colectiv, când a demisionat după... Ei, de fapt, în PSD, asta este o strategie foarte des întâlnită. Și anume că atunci când vrem să, nu știu, emoționăm publicul, să îi atragem de partea noastră, pozăm în victime. Da? Fie că vin asasinii după noi, cum spunea domnul Liviu Dragnea, 4 asasini, care nu i-a mai văzut nimeni niciodată. Fie că vin și mi-au copila și de acasă și îi duce la pușcărie. Bagă familia, microfoane în priză. Bagă microfoane în priză. Da, tot felul de chestiuni care nu s-au întâmplat niciodată, de fapt, decât în statul paralel al lor, dar pe care ei le promovează. Până acum se pare că această strategie a fost un eșec, pentru că vedem toate rezultatele de la alegeri. Dar altă strategie PSD nu are. Ce să vină doamna Dăncilă acum și să ne spună? Profită de orice din jurul ei ca să aibă în fiecare zi un discurs. Vedem că în fiecare zi, de câteva ori de fapt pe zi, spune că domnul Iohannis să vină să stea de vorbă, să avem o dezbatere. Că ba că nu mă bag în seamă că sunt femeie, ba că nu mă bag în seamă că sunt prima femeie care candidează, sau prima femeie care a ajuns în turul la prezidențiale, sau prima femeie premier. Deci, cu orice detaliu din ei vrea să iasă în față, pentru că ce ar putea să ne spună doamna Dăncilă în această perioadă până la turul 2? Sigur că nu poți să vii decât și să spui că uitați, nenorociți, iau ceva cu mine. Astăzi e nenorocit Iohannis pentru că nu stă de vorbă cu mine. Mâine e nenorocit Iohannis pentru că mă atacă Rareș Bogdan și mă amenință cu procurorii. Poi mâine e nenorocit pentru că, nu știu, eu sunt femeie și el e bărbat și a fost nedreaptă soarta, poate. Deci în fiecare zi dumneavoastră trebuie să aibă un discurs. Această victimizare, nu știu, nu, din punctul meu de vedere, dacă tot se vorbim despre femeile puternice care vor să conducă România, cred că este o rușine. Adică o femeie care cu adevărat vrea să conducă România nu vine în fiecare zi și se plânge, ba că nu stă unul de vorbă cu mine, ba că mă amenință cu procurorii, dar n-au de ce să mă amenințe că n-am făcut nimic. Altfel, nu știu cu ce ar putea să vină, pentru că pe programul pe care îl propune doamna Dăncilă, sincer, eu nu cred că se mai uită nimeni la ce ar putea să propună un candidat PSD. Deși spunea în conferința de presă de aseară că dacă pune două coli, una cu realizările ei și una cu realizările lui Iohannis, președintele o să scrie două rânduri, ea o să umple foaia și o să-i mai aibă nevoie de încă una. În primul rând vorbim despre două funcții total diferite. Președintele României, care are niște atribuții, și guvernul României, care are altele. Dar da, cu adevărat, poate că președintele României ar putea să treacă două, trei lucruri și guvernul Dăncilă ar putea să treacă 1000 de lucruri negative. Vedem cum sub guvernul Dăncilă, tocmai ce discutam despre 10 august, s-a întâmplat această nenorocire de la 10 august. Sub guvernul Dăncilă, la europarlamentare, încă s-a stat la coadă în diaspora și încă oamenii nu au putut vota. Deci nici atunci nu s-a putut vota. Sub guvernul Dăncilă am avut niște ordonanțe de urgență date pe justiție în paralel cu ce s-a întâmplat în Parlament, care au nenorocit de fapt statul de drept. Și tot sub guvernul Dăncilă am văzut dezastru din spitale, am văzut că suntem incapabili să facem autostrăzi, am văzut că suntem incapabili să avem un ministru al educației când începe anul școlar, măcar atunci. Deci foarte multe lucruri se pot trece pe realizările între, cu ghilimele de rigoare, ale doamnei Dăncilă în calitate de premier. Poate că aici, într-adevăr, are dreptate. Sunt multe de spus. Pe de altă parte, dacă tot e să ne uităm la felul în care se joacă această a doua parte a campaniei electorale, pentru că de mâine ea reîncepe oficial, s-a încărcat foarte tare povestea asta cu așa zisa cască din urechea lui Klaus Iohannis, pe care nici măcar după ce au recunoscut că e un fake news, n-au abandonat
abandonat-o cei de la PSD. Adică, sigur, Gabriela Firea și-a retras postarea pe care o share-uia. Viorica Dăncilă a postat pe Facebook ceva din care reieșea că ok, bine, n-a avut cască, dar să vină la dezbatere oricum. Adică oamenii ăștia nici în momentul în care li se demontează falsul pe care îl propagă în spațiu public, nu renunță totuși la ideea de a-l folosi. Viorica Dăncilă a găsit practic o sursă în tot acest fake news din care să se alimenteze în continuare și s-a pus, așa cum era de așteptat, și pe ea în rândul victimelor fake news-urilor de pe internet. Nu cred că domnul Iohannis s-a purtat acea cască în ureche, dar am văzut că acea știre a fost lansată și despre mine. Deci lansam două știri și despre candidatul Iohannis și despre candidatul Dăncilă legat de această cască. Presupun că doamna Firea a văzut în spațiu online această știre, a preluat-o, am văzut pe urmă că a șters această știre de pe Facebook-ul dânsei. Deci eu nu cred că acest lucru a fost, în niciun caz nu a fost lansat de Partidul Social Democrat, pentru că atunci nu era lansat de, și acest lucru nu era subliniat și pentru candidatul Partidului Social Democrat pentru prezidențiale. Să recapitulăm un pic. Aseară spunea, eu n-am cască așa cum are președintele. Când i-a arătat toată lumea, presa, președintele însuși, Facebook-ul a șters postările false, că au fost raportate și li s-a cerut autorilor să le șteargă, doamna Dăncilă a zis un fel de, bine, ok, n-ai ca, e ca, apropo, să facem o paralelă, așa, ai bască, n-ai bască, acum ai cu cască. E ok, bine, n-a avut cască, dar și despre mine s-au spus lucruri. Adică ce, noi n-avem dreptul să share-uim minciuni dacă alții au făcut despre noi același lucru? PSD nu face acum decât ceea ce a făcut și în 2014. Dacă ne aducem aminte, bine, și atunci Olguța Vasilescu, Gabriela Firea erau în prima linie în privința dezinformărilor. Iohannis era cel care vindea copii. Sigur că niciodată nu s-a probat acest lucru și e o aberație. Iohannis era cel care era hitlerist, nazist, făcut în toate felurile. Nimeni n-a probat așa ceva. Dar pentru ei nu e important asta. Adică ei lansează, asta este școala manipulării, ca la carte respectată. Se lansează fake news și a dezinformării, se lansează un fake news, după aia poți să-l ștergi de unde vrei. Tu l-ai lansat, deja lumea a început să vorbească, unii nu urmăresc, foarte mulți nu urmăresc ce se mai întâmplă și chiar dacă urmăresc, unii spun, hai, dar totuși parcă ceva le rămâne în minte acolo, dar ceva n-ar fi ieșit dacă nu era, de la ceva s-a pornit. E celebră putată, nu? Calomniază, că tot rămâne ceva. Exact, adică, exact asta se întâmplă. Și faptul că Viorica Dăncilă vine și spune că nu a pornit de la PSD, este o mare obrăznicie, pentru că a pornit de la Gabriela Firea, care este vicepreședinte, nu? Eu așa rețin. Ca și în situația cu postarea aia ironică, de-a dreptul mârlănească la adresa ONG-ului care face un spital pentru copiii bolnavi de cancer, Gabriela Firea a șeruit postarea cuiva. La fel a fost și în situația asta. Adică există un fel de minimă precauție în care zici, n-am scris-o cu mâna mea, totuși. Da. Eu doar am viralizat-o. Faptul că o viralizezi, că o șeruiești și că îți place ce vezi acolo, nu e mare diferență, totuși, nu? Adică te trimite în același registru. Te trimite în același registru pentru că ei continuă, de fapt, să discute despre acest subiect. Asta este ceea ce e important, da? A șeruit doamna Firea, a șters, dar n-au șters alții. Alții au preluat. Mașinăria de propagandă și de dezinformare a lor în spațiu online merge mai departe. Oricum oamenii vor rămâne, mulți dintre ei, vor rămâne cu această idee că, bine, ceea ce este oricum o prostie până la urmă. Chiar, din punctul meu de vedere, chiar dacă un lider politic, să presupunem că ar avea o cască în ureche, ca să poată să răspundă la anumite informații, până la urmă sunt niște roboți. Adică poți să ai nevoie la un moment dat de niște informații dacă ești într-o discuție cu jurnalist sau cu oricine altcineva. Dar, repet, de data asta nu a fost nici măcar cazul ăsta, dar chiar dacă ar fi fost, nu este neapărat o problemă, decât așa, hai să glumim și să dezinformăm pe Facebook. O să vedem ce ne rezervă campania electorală, cea oficială care începe de mâine. Ramona Ursu, mulțumesc foarte mult. Revenim în câteva momente și vorbim despre ce spune noul ministru de finanțe, Florin Câțu, că a găsit în minister un
buget dublu, unul pentru public, pentru ochii lumii, celălalt destinat baronilor locali. Explicațiile imediat. El și acuză că PSD-iștii au folosit un buget dublu, unul pentru public și altul destinat baronilor locali. Context în care Câțu a anunțat că va sesiza procurorii. Fostul ministru Eugen Teodorovici îl contrazice și amenință și el cu procurorii. Îi recomand domnului Vasile Câțu să-l consulte pe colegul de cabinet, pe domnul ministru al Justiției, domnul Predoiu, care să explice în mod foarte clar ceea ce înseamnă sau care sunt mai bine consecințele unui denunț calumnios. Pentru că tot ceea ce eu am prezentat ca ministru de finanțe au fost date pe care întreaga colegii de la ministru de finanțe, întreaga echipă, cum spuneam, de profesioniști, le prezintă în mod clar și asumă acele date. Deci nu există astfel de diferențe. Reacția lui Eugen Teodorovici vine după ce ministrul finanțelor, Florin Câțu, a anunțat că analizează sesizarea procurorilor pentru constituirea unui grup infracțional organizat în domeniul financiar de către persoane din PSD, care au folosit două variante de buget. Economia României a fost condusă după două bugete. A fost un buget, cel prezentat în Parlament, pe care știți toți, cu toții, și cel care nu a fost asumat nici de premier și nici de ministrul finanțelor publice, dar a existat un al doilea buget. Un al doilea buget care avea, de fapt, toate informațiile reale, un buget folosit pentru finanțarea baronilor locali și așa mai departe. Este exact metoda, și nu am găsit altă comparație, exact metoda folosită de Al Capone, de a avea două registre. Iar această activitate tipic mafiotă a PSD-știlor a dus deficitul bugetar la numai puțin de 4%, afirmă ministrul finanțelor. O altă concluzie care iese din această analiză este că totul a fost premeditat. Datele în buget au fost schimbate după plac, de multe ori discreționar. O singură concluzie văd aici, doar pentru a-și acoperi ilegalitățile pe care le făceau în timpul acestui mandat, iar bugetul național a fost transformat dintr-un instrument de susținere a economiei într-un instrument în slujba partidului. Câțu mai spune că totul a fost premeditat de Dragnea și Vâlcov și cifrele au fost măsluite cu ajutorul celor de la statistică. Avem o gaură de 2 miliarde de lei la bugetul de asigurări sociale de stat, deci neplata contribuțiilor. Asta la 10 luni doar. Deci revoluția fiscală care trebuia să acopere și să nu mai fie probleme cu contribuție, să plătească toată lumea, avem o gaură de 2 miliarde. Și n-am auzit niciodată pe Olguța Vasilescu, care astăzi este foarte guralivă, nu? Și vine și ne dă lecții. Olguța guralivă n-a zis nimic de aceste 2 miliarde și n-a zis nimic de ce nu le-a, de ce nu le-a colectat. Adina Vălean, propunerea României pentru postul de comisar european, a fost validată de Comisia de Transport și Turism a Parlamentului European cu 36 de voturi pentru. Adina Vălean a subliniat în cursul audierilor că e nevoie de promovarea unui mod durabil de transport în Uniunea Europeană. Adina Vălean, membru al Parlamentului European din 2007 și până în prezent, a reafirmat în cursul audierilor că va lucra în cooperare strânsă cu Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Mobilitatea și transportul sunt coloana vertebrală a pieței interne a Uniunii Europene și sprijină libertatea de mișcare a cetățenilor și bunurilor. Ele conectează oamenii și ajută la consolidarea coeziunii în interiorul Uniunii Europene, a spus Vălean în debutul audierii sale din Comisia pentru Transport și Turism, TRAN, din Parlamentul European. Comisarul European desemnat pentru transport a enumerat principalele sale priorități, între care se regăsesc obiectivul unui transport sigur, mobilitate curată și durabilă, un ecosistem de mobilitate inteligentă, mobilitate echitabilă și inclusivă și investiții în infrastructură și servicii. Adina Vălean a propus și mai multe soluții pentru ca domeniul transporturilor să contribuie la obiectivul unei Europe decarbonizate la orizontul anului 2050. O economie neutră din punct de vedere climatic până în 2050 presupune reducerea cu 90% a emisiilor de dioxid de carbon cauzate de transport. Dar prin actualele măsuri atingem doar procentul de 20%. Sunt conștientă că această sarcină nu este facilă și cred că trebuie să ne îndreptăm acțiunile în trei zone cruciale. Stimularea alegerilor corecte de consum și a practicilor cu emisii reduse, îmbunătățirea eficienței pe întregul sistem de transport și sporirea absorpției vehiculelor curate și a combustibililor alternativi, a detaliat comisarul european desemnat pentru transport. Adina Vălean are un obiectiv special și anume să fie cea care va debloca dosarul pentru cerul unic european, adică organizarea mai bună a traficului aerian pentru o mai mare siguranță, protejarea mediului și înlăturarea barierelor naționale aeriene.
Urmează acum pentru echipa Ursulei von der Leyen, noul președinte al Comisiei Europene, votul de investire în plenul Parlamentului European, la 27 noiembrie. Ediția de toamnă a Târgului de Turism a adus în atenție cele mai avantajoase oferte de vacanță de iarnă, dar și reduceri speciale la rezervarea pentru excursiile în țări exotice. Vizitatorii sunt așteptați în acest weekend la standurile a peste 230 de firme expozante din 16 țări. În perioada 14-17 noiembrie, Romexpo vă invită la ediția de toamnă a celui mai mare eveniment din România dedicat turismului. Vizitatorii sunt așteptați la centrul expozițional, unde peste 230 de companii expozante românești și internaționale se vor întrece în oferte pentru vacanța de Crăciun și de Revelion, vacanțe la schi în Europa, sejururi de vară în destinații externe, pelerinaje, turism medical și vacanțe spa and wellness și multe altele. Romexpo invită pasionații de călătorii să viziteze ediția de toamnă a Târgului de Turism al României în perioada 14-17 noiembrie, practic de astăzi până sâmbătă în intervalul 10-18 și duminică în intervalul 10-16, în pavilionul B1 din centrul expozițional Romexpo. Peste 230 de companii expozante își prezintă cele mai bune oferte, că vorbim de destinații exotice sau destinații clasice, vacanțe de vară sau de iarnă. Avem expozanți din 16 țări, cu tradiție în turism, putem spune așa, iar printre expozanții tradiționali ai manifestării se numără agenții de turism, tur operatori, dar și zone turistice din România, prin intermediul administrațiilor publice locale, a asociațiilor de turism, oficiile de turism sunt reprezentate și chiar consilii județene și primării. Îi așteptăm pe toți în această perioadă să vină să beneficieze de cele mai bune oferte pentru excursii și, de ce nu, pentru vacanțele de schi. Ca de obicei, atmosfera târgului este animată de reprezentanți ai consiliilor județene, orașelor și comunelor care fac cunoscute tradițiile, obiceiurile și frumusețile meleagurilor românești. Ne revedem mâine seara la 20. Urmează dosar de politician cu Silviu Mănăstire. Rămâneți cu noi! La noapte, temperaturile minime vor fi mult mai ridicate decât cele climatologic specifice datei și se vor situa între 5 grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 14 grade pe litoral. Cerul va fi mai mult noros și va ploua pe arii extinse în sudul, în centrul țării, la munte și local în restul teritoriului. Cantitățile de apă vor depăși pe suprafețe mici 15-20 de litri pe metru pătrat în Carpații meridionali, precum și în Oltenia și în Muntenia. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte și în regiunile sudice. Izolat se va forma ceața. În capitală, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă la noapte va fi de 10-11 grade. Mâine, vremea se va ameliora, iar valorile termice vor fi mult mai ridicate decât în mod normal la această dată. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 20 de grade, iar cele minime între 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei și 13-14 grade pe litoral și în zona de deal a Banatului. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare. Mâine, în București, cerul va fi variabil, mult mai noros în prima parte a zilei, dar și spre sfârșitul intervalului, când vor fi condiții de ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile termice vor fi mult mai ridicate decât în mod normal la această dată. Astfel, temperatura maximă va fi de 18-19 grade, iar cea minimă de 7-8 grade, mai coborâtă în zona preorășenească spre 5-6 grade.